Bună seara, doamnelor și domnilor! Când am început această campanie în seara de gală, pe 29 de ziua Antenei 1, vă spuneam că dorința mea a fost îndeplinită pentru că există Sara. În această seară o să cunoașteți doi tineri care își doresc cu disperare aproape un copil. Ei sunt Luciana și Ciprian, doi tineri soți din Suceava, pe care i-au descumpănit tocmai medicii, cei la care au fost până acum, pentru că le-au dat diagnostice care se bat cap în cap, iar ei își doresc un singur lucru, speranța. Speranța că vor putea avea un copil pe care să-l strângă în brațe și cu care să se joace în casă. Haideți să le aflăm povestea, intrați și pe Ajut Eu și hai să facem împreună și această minune. Aici, când am intrat în biserică, nașa mea, care ne-a cununat, ne-a spus că să ating pragul de sus de la biserică. Câte degete ating pragul, atâta copii o să am. Și am atins cu toată mâna, că era ușa mică, 5. Nașa au atins cu 3 degete și 3 fete, 3 copii are. Asta înseamnă că o să ai și tu 5. Au trecut 3 ani de atunci, iar în casa Lucianei și a lui Ciprian încă nu aleargă niciun prichindel. Nu face nimeni gălăgie sau deranj. E o liniște apăsătoare în timpul zilei, iar seara uneori se aude șoptit o rugăciune. Când merg la culcare, tot timpul spun că Doamne, Doamne, fă-ne casa fericită cu un bebe sănătos. Și într-o zi ruga i-a fost ascultată. Într-un final, acum 3 ani de zile am rămas însărcinată. Dar pe ecograf nu se vedea nimic, deci era o problemă de la început. Iar la 7 săptămâni s-a provocat un avort spontan. Și atunci la avort s-a văzut pe ecograf că aveam niște chisturi foarte mari. Am mers la câțiva medici, niciun medic nu ne-a dat niciun răspuns. De atunci e ca și cum ar merge printr-o pădure legată la ochi, fără ca nimeni să-i spună dacă e pe drumul bun sau nu. Zeci de analize, investigații dureroase și costisitoare, speranțe amestecate cu vești proaste, verdicte rostite sec cu voce tare care le-au năruit toate speranțele, medici care le vorbeau în cuvinte complicate despre cât de gravă e situația și cât de mici sunt șansele lor de a vedea vreodată propriul copil. Avem toate actele, cum ne-a dat documentația să ne scriem, ce analize să facem. Păi stai și te gândești, că e părerea unui medic, poate nu cel mai specialist, dar unul dintre ei, sau nu știu. Și normal, când îți spune verde în față, spune, domne, n-ai nicio șansă. Nu am crezut că suntem infertili. Nu ne-am pierdut încă speranța, dar te roade așa, te macină. Până acum, niciun medic nu a reușit să le spună foarte clar dacă ei ar putea sau nu să devină părinți. E cumva ceea ce îi macină cel mai tare, ideea că ar putea suferi de o boală pe care nimeni nu e în stare să le descopere, măcar să știe dacă mai are sens să lupte sau nu pentru acest vis. Poate nici nu am făcut noi tratamente foarte scumpe sau poate nici medicii nu ne-au dat. Asta înseamnă împlinirea unei familii, să ai copii la un moment dat. Doar atunci, cred Luciana și Ciprian, ei își vor găsi rostul pe pământ și rațiunea de a trăi. I-am spus lui Ciprian să știi că eu am să scriu într-o zi la emisiune. Dorința era să ajungem la un medic specialist în București și să ne dea și nouă un răspuns, dacă suntem sau nu infertili. Până vor găsi răspunsul la această întrebare, își mai alină dorul și își exersează talentul de părinte alături de copiii altora. Au mulți nepoți și mulți fiini, pe care îi consideră măcar puțin și ai lor. Dai un pup la nana? Luciana nu a încetat să spere că undeva într-o stea e copilul care o va alege pe ea drept mamă. A învățat în acești ani că nu e bine să renunți la visuri, pentru că ele te pot lua prin surprindere când te aștepți mai puțin. Luciana crede în minuni, cele care vin de dincolo de nori și cele pe care le pot face oamenii aici, pe pământ. E un strigăt de ajutor, îți dorești să afli răspunsuri, Luciana, și în cele din urmă să-ți ții cât mai curând puiul în brațe. Da, așa este. Nu îți dau microfon. Microfonul e al meu, pot să-ți dau vești bune și sper că astăzi, după ce ai scris pe Ajut Eu, măcar să simți că nu ești singură și că te poate ajuta cineva în această luptă. Ce tip de răspuns ai primit de la medicii de până acum? Am primit răspunsuri și negative și pozitive. Având în vedere că
Am făcut mai multe demersuri la mai mulți medici. Vrei să-ți spun de la cine vei primi răspunsurile? Mulțumesc foarte mult domnului conferențiar dr. Doru Hergelegiu că e alături de noi, directorul Sanador. Mulțumesc foarte mult. Unul dintre cei mai buni medici ginecologi din țară și vreau să-ți spună ceea ce vor putea face pentru tine. Nu pot să-ți dea acum pe loc răspunsul, domnule profesor. Din istoria auzită, e un cuplu tânăr, contează foarte mult, deci șansele de a obține o sarcină sunt foarte mari, chiar dacă până acum, în cei 3 ani, nu ați reușit să aveți un copil. Investigațiile care le-ați făcut pentru infertilitate, dacă nu au reușit să pună un diagnostic, pot fi reluate. Putem descoperi cauze de infertilitate la dumneavoastră sau la soțul dumneavoastră. În situația în care nu găsim nicio cauză aparentă și totuși sarcina nu survine, există șanse actual prin procedee de fertilizare in vitro să obțineți embrioni care ulterior sunt implantați în uter și în felul acesta șansele de a obține o sarcină cresc considerabil. Dar până ajunge la această etapă, cred că trebuie să epuizați mijloacele clasice de investigație. Poate sunt mici probleme de fertilitate ori la dumneavoastră, ori la soț. Plus stresul. Ele pot fi elucidate și vă putem da unele sfaturi utile, astfel încât dacă apelați exact. Vestea bună este că Spitalul Sanador vrea să vă investigheze pe amândoi. Da. Vă așteaptă și o să discutați detaliile după. Exact, o să discutați detaliile după. Pe mine vă spun un secret. Dacă vedeți că sunt mai emoționată decât în alte dăți, sunt pentru că în mâinile domnului doctor am văzut-o pe Sara prima dată și atunci s-a terminat. Nu mai pot cu emisia. Nu. Ne revenim. Asta e vestea bună pentru tine și pentru soțul tău. O să faceți toate testele. Clinica Sanador, unde este domnul doctor și director, o să vă sprijine pentru investigații și apoi vedem pașii ceilalți puțin mai departe. Nu le luăm sunt pe investigații rând. Foarte complicate. Nu. E un parcurs banal. O sperie sunt un pic faptul că a pierdut o sarcină și atunci se gândește că poate... Evenimentul respectiv, mă rog, ridică niște semne de întrebare. De regulă, sarcinile care se pierd foarte precoce au în spate posibile anomalii de ordin genetic care fac ca embriogeneza să eșueze. Nu e obligatoriu ca lucrul ăsta să se repete. Domnule doctor, mulțumesc foarte mult! În istoria oricărei femei se pot întâmpla astfel de avorturi accidental. Gata. Bine, vă dorim primul succes. Pas, mulțumesc mult de tot, mai rămâneți puțin alături de noi. Primul pas este făcut, urmează investigații și sunt convinsă îți vei ține pruncul în brațe. Urmează observator, intrați și pe Ajut Eu.